Bun găsit, stimați prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Provocări și perspective actuale. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reîntâlnim pe această platformă media. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o nouă oportunitate de a înregistra, filma, pregăti un material care sperăm să fie de un real folos pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Vrem să îi mulțumim Domnului pentru toate resursele pe care El ni le dă, ni le-a pus la dispoziție și de data aceasta îi suntem recunoscători. Mulțumim și studioului Prodocens că ne găzduiește și ne ajută în pregătirea și promovarea acestui material. Astăzi ne-am propus să discutăm despre rolul mass-mediei creștine astăzi, în zilele noastre, să ne îndreptăm atenția spre lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o mie și invitatului nostru de astăzi. De aceea am bucuria să îl prezint pe invitatul meu și al dumneavoastră de astăzi, fratele Cristian Matei, director al postului de radio Vocea Evangheliei București. Bun venit în emisiunea noastră! Mulțumesc, Daniel, pentru invitație și mulțumim și celor care ne vor urmări în acest material. Sperăm să fie de folos tot ceea ce vom discuta astăzi aici. Sigur, cu siguranță va fi. Cristi, ceea ce aș vrea eu așa să abordăm astăzi într-un mod mai practic și pe înțelesul tuturor, să vorbim un pic despre realitățile lucrării mass media creștină de astăzi, despre provocări, despre nevoi, despre impact, chiar ce impact ar mai avea lucrarea aceasta. Dar pentru început, ca unul care ai o experiență în radio de mulți ani, de ceva ani în cadrul Radio Vocea Evangheliei București, dar o experiență mult mai bogată lucrând și colaborând cu alte posturi de radio din București. Întrebarea ar fi, mai este la modă radioul, mai este căutat? Unii văd așa radioul ca ceva învechit, ca ceva din alte vremuri, vremuri apuse de mult. Și chiar unii credincioși se întreabă, mai merită să se investească într-o lucrare de genul acesta, într-un radio? Da, este foarte bună întrebarea și aș răspunde printr-o ilustrație. Dacă unui copilaș mic i s-ar arăta un radio care n-a avut poate contact. Noi lucrând în domeniul acesta, în mediul acesta, copiii noștri sunt obișnuiți. Dar unul care n-a avut contact, probabil că acel copilaș s-ar uita ciudat la el că nu are ecran, nu poate să dea cu degetul, nu poate să joace. Desigur, radioul nu mai este ceea ce a fost. Nu mai are aceeași putere, nu mai are aceeași căutare ca în vremurile de odinioară. A apărut televiziunea și deja din timpul televiziunii radioului s-a acordat o mai mică importanță. Însă, radioul nu este mort. La nivel european și la nivel mondial, din punct de vedere al audienței, este în scădere. Explicația e foarte simplă, există internet, toți avem acces la telefoane, la calculatoare și așa mai departe. Și atunci, bineînțeles că oamenii preferă să-și ia informația direct de la sursă sau direct de unde voiesc, de unde doresc. Dar, mult mai rapid. Exact, mult mai rapid și mult mai selectiv. Poate că ceea ce eu difuzez la radio sau așa, nu este pe placul respectivului și el poate să-și facă un playlist, fie în YouTube, fie în alte astfel de platforme. Însă, deși cifrele arată peste tot, deci există o, cumva, o, se plâng toate radiourile de îmbătrânirea ascultătorilor. Audienței. Noi cei care avem peste 40 de ani încă mai ascultăm radioul. De ce? Ne-am născut cu el în casă, chiar existau pe vremuri, dacă îți mai aduci aminte sau dacă ai prins acele vremuri, difuzorul pe care îl aveau la țară, îl țineau acolo și mergea continuu. Noi cumva suntem obișnuiți. Repet, eu am prins Europa Liberă, era la mare căutare. Nu mai spune,
spunem. Da, că încercam să părinții noștri și da, exact. Implicit și noi încercam să ieșim puțin din constrângerea asta comunistă. Însă încă o dată copilașii, copiii sau generațiile mai tinere nu mai au contact cu acest mediu. Dar generațiile mai tinere, pentru că trăim într-o epocă a bunăstării în care fiecare dintre noi are o mașină sau cel puțin o mașină, mașinile acestea au și un radio. La nivel de București, vorbim doar de București și de Ilfov, înmatriculate în catastifele poliției române, înmatriculate sunt 1.800.000 de autoturisme. Incredibil. 1.800.000 București și Ilfov. Dacă punem și celelalte autoturisme venite fie în tranzit, fie cei care lucrează aici, dar nu și-au înmatriculat autoturismul aici, probabil că sărim undeva de peste 2.500.000 de autoturisme. Ei bine, aceste 2.500.000 de autoturisme, probabil în proporție de peste 90%, au radio. În mașină n-ai posibilitatea să-ți faci tu playlist-ul. Plus că dacă nu mergi în București, un alt avantaj al radioului este, fiind atât de multe mașini, e din ce în ce mai aglomerat. Omul e nevoit să stea mai mult la semafor. Bun. Este o pârghie de care noi ne bucurăm, da? Și pe care o folosim. Aceasta de radio în mașină. Desigur, există foarte mulți dintre cei care ne urmăresc care încă mai au și radioul acasă. De asemenea, sunt foarte multe informații pe care eu le am și frați, surori în vârstă care stau acasă, nu se mai pot deplasa și ascultă Radio Vocea Evangheliei. Încă o dată, numărul ascultătorilor este în scădere, îmbătrânește, dar radioul încă mai are ceva de spus. Și noi ne bucurăm că putem să transmitem, în primul rând, și cu asta vreau să chiar să dăm startul acestui dialog, câteva versete din Matei, capitolul 28, de la versetul 16, care ne spune așa, cei 11 ucenici ai Domnului Iisus s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ceea ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Radioul, din punct de vedere al transmiterii cuvântului lui Dumnezeu și a ceea ce Domnul Iisus ne-a poruncit, este de o importanță covârșitoare. De ce? Poate că unii dintre cei cărora am vrea să le vorbim despre Domnul, poate sunt reticenți sau poate au prejudecăți față de comunitățile de neoprotestanți. Însă, în mașina lui, când stă la semafor, mai mult decât se aștepta sau pe drumul pe care voia să-l facă în 20 de minute și îl face în 50 de minute, întâmplător, și subliniez cu ghilimelele de rigoare întâmplător, poate să dea și peste această frecvență. Fie în București, unde am spus, minim 1.800.000 și Ilfov de autoturisme, fie în Suceava, fie în Oradea, fie în Hunedoara, fie în Sibiu, fie în Timișoara, unde sunt, am enumerat câteva dintre frecvențele Radio Vocea Evangheliei. Deci, în toate aceste orașe este aproape imposibil ca unii dintre cei care sunt la volan să nu dea peste această frecvență. Deci, să rezum răspunsul, am făcut o paranteză mai mare, dar era necesară, radioul încă mai are importanță. Radio, folosindu-ne de mijlocul acesta al undelor radio, putem ajunge cu mesajul Evangheliei. Și numai că putem ajunge, Domnul Iisus ne spune în textul pe care tocmai l-am citit, să nu numai să vestim Evanghelia, ci ne spune și să învățăm să păzească. Ceea ce radioul își propune în acest moment, să avem o latură a evanghelizării prin mesaje, prin emisiuni și prin cântece, dar cea de-a doua latură este și a învăța, a rămâne ca oamenii să crească spiritual. Acum, să continui din punct de vedere al radioului laic. Și sunt câteva informații publice, nu pot fi verificate. La nivel național, cel mai ascultat post de radio este în acest moment Kiss FM.
E, ideea este că acest post de radio are peste 2 milioane de ascultători. 2 milioane 100 sau 200 a scăzut la ultimul sondaj. În toată țara. În toată țara, la nivel național. Mă gândesc că totuși 2 milioane 200 de oameni nu sunt puțini. Și vreau să fac o comparație cu nivelul celor care urmăresc celelalte posturi de televiziune, ProTV, Antena și așa mai departe. Ei nici măcar la 1 milion, 1 milion jumătate uneori nu ajung să atingă ca număr de audiență. Deci, iată, radioul încă are ceva de spus. Și aș vrea să merg și mai departe și să spun așa că, cum ai spus mai devreme, ascultam Europa Liberă. Era ca o... oază. Ca o comoară, ca o oază, da? Noi acum avem aceste frecvențe, sunt 10 frecvențe ale Radio Vocea Evangheliei, vorbesc doar în numele acestui post unde lucrăm amândoi. Sunt o mină de aur din punctul meu de vedere, din punct de vedere al textului pe care l-am citit, să vestim Evanghelia. Sunt o mină de aur, însă fără o susținere, fără o implicare, e adevărat, financiară, trebuie în primul rând că sunt costisitoare. Da, sunt costisitoare, dar nu numai financiare, și din punct de vedere al oamenilor care lucrează, resursa umană, este destul de greu să poți să ții pasul cu vremurile. Da, interesant aici în textul pe care tu l-ai citat, menționat, de fapt aici în original este o expresie mergând să faceți, mergând să învățați. Și mă gândeam la ilustrația aceea, în timp ce circulă mașinile în București, oamenii pot să asculte fie muzică, fie învățături, fie emisiuni, mesaje. Lucrarea în media, în general, este o lucrare costisitoare și ai menționat faptul că necesită anumite investiții pe plan uman, resursă umană, pe plan financiar. Aici vorbim de tehnologie, de tot felul de nevoi care trebuie acoperite, softuri, programe, licențe și așa mai departe. Spun lucrurile astea ca aceia care ne urmăresc să poată înțelege, să-și facă așa o imagine mai de ansamblu. De multe ori lucrurile sunt așa, luate doar secvențial sau trunchiate și nu sunt înțelese pe deplin. Eu mi-am dorit ca în dialogul nostru de astăzi cumva să prezentăm lucrurile așa, într-un mod transparent și să scoatem în evidență importanța lucrării. Și o să ajungem și la aspectul acesta al nevoilor, însă mă gândesc că în ultimii ani, mass media, în general, laică vorbind, a mers așa într-o direcție care nu-i potrivită cu normele deontologice din punct de vedere creștin, etic pentru noi. Și aici mă gândesc la tot felul de dezinformări, la tot felul de promovări a unor personaje, a unor lucruri care sunt la limita normalului și, în general, oamenii și-au format așa audiența, și-au format o percepție negativă și așa o oroare față de tot ceea ce înseamnă mass media. Și scopul meu este ca în dialogul nostru să scoatem în evidență astăzi de ce ar fi importantă lucrarea mass mediei creștine. Pentru că n-aș vrea să fim puși tot în aceeași oală cu mass media laică, ci să fim cumva diferențiați și într-adevăr să subliniem rolul, importanța ei în generația noastră, o generație digitalizată, așa cum spuneai, bine informată, o generație care are alte așteptări, nu mai poate fi păcălită așa de ușor și... atât radioul, cât și lucrarea aceasta TV, media, online, creștină, își propune să transmită valorile Împărăției lui Dumnezeu, valorile cuvântului său. E adevărat că nu e ușor, însă asta ne dorim, ne propunem. Cum vezi tu lupta asta? Pentru că este o luptă. Când nu te susții din
reclame sau din partea comercială, când nu promovezi anumite subiecte care ar face poate audiență și show-uri, și, dar nu-ți atingi scopul făcând lucrul acesta, adică încalci și cuvântul lui Dumnezeu și principiile moralității și așa mai departe și totuși te lupți să supraviețuiești într-o piață în care concurența e la ea acasă. Aș începe tot cu un verset, dacă îmi dai voie, în care sigur, Apostolul Pavel, la 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 20, ne-a lăsat scris următorul lucru. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu. De ce? Ca să câștig pe iudei. Apoi, cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. De ce? Ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Iar, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Dumnezeu. De ce? Încă o dată, ca să câștig pe cei fără lege. Personal, eu sunt adeptul relaționării directe cu oamenii. Cuvântul lui Dumnezeu a fost transmis din gură în gură de primii creștini, inclusiv de Apostolul Pavel și așa mai departe. Întotdeauna va avea un efect poate mai mare în ceea ce privește relaționarea. De ce? Pentru că omul te cunoaște, te vede. Așa, noi e simplu să vorbim aici ca în fața camerelor, dar e important ce se întâmplă în spatele camerelor, în viața mea. Și atunci omul, dacă are o perspectivă mai largă, complexă, da, completă a vieții mele, altfel va înțelege cu schimbarea pe care Dumnezeu de altfel a făcut-o în viața mea. Dar, așa cum ai spus, și cum am citit și din textul pe care, slavă Domnului că l-avem, l-a lăsat Apostolul Pavel, cu iudeul m-am făcut iudeu. Eu trebuie să am acces sau să îmi găsesc modalitatea de a avea acces și la cel care, sigur, este cumva o comparație forțată, dar ea funcționează, și anume, cum pot ajunge eu la cel tânăr care stă toată ziua cu telefonul în mână? Să mă duc la el să-l întreb, să vină la mine acasă și așa și așa, poate mai greu, dar pot ajunge eu la el în telefon. Ei, ăsta este un lucru extraordinar. Noi în România am vorbit cu mai multe persoane care au început deja, dezvoltă platformele acestea online și sunt foarte mulți tineri pe care le accesează, foarte mulți cu multe întrebări și nu numai că le accesează, dar se și întorc la Dumnezeu. La noi încă suntem la început. Da, amin. Dar în Statele Unite sunt studii pe care le citesc, materiale pe care le citesc și sunt zeci, sute de mii de oameni care se întorc prin intermediul acestor mijloace, media. Sunt o necesitate aceste mijloace. Este o necesitate ca noi, din porunca Domnului Iisus Hristos, să nu să ne facem ca fără de legea pe care o transmit televiziunile din ziua de astăzi. Nu, ci noi să transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Important este ca după, iată, 2000 de ani după ce Apostolul Pavel ne-a lăsat textul acesta, este ca noi să aplicăm același cuvânt, curat, pur, fără nimic adăugat sau scos, da? Dar prin alte mijloace. Noi putem să, de exemplu, să mergem la metrou și să vorbim la megafon, să transmitem cuvântul Domnului. Da, dar poate audiența fie îi deranjează, fie ne pone greș și așa mai departe, fie sunt foarte puțini. Dar dacă eu am o platformă media și poate omul respectiv accesa fără să-l vadă nimeni, pentru că iar subliniez, există cumva o reticență a acestor lucruri, mai ales că noi trăim în spațiul acesta ortodox unde, din nefericire, și o spun cu tot respectul pentru preoții ortodoxi, unii dintre ei, sau cel puțin cât am auzit eu sau cât am întâlnit, ponegresc comunitatea noastră, din nefericire. Nu știu care e motivația. N-ar trebui să fie așa, pentru că pe noi ar trebui să ne unească credința în Domnul Iisus Hristos și să tragem cumva la același car și să evangelizăm toți, fiecare dintre noi. Însă, omul cumva să nu mă vadă vecinul, să nu mă vadă vecina, să, dacă mă duc la pocăiți, nu mă mai bagă ăla în seamă și așa mai departe. Și atunci poți pătrunde în casa lui și în inima lui prin intermediul acestor mijloace. Deci, există o importanță covârșitoare a acestei
platforme, media. Sunt în țară, persoane, nu le dau numele, și biserici care au investit 10.000 de euro, 10.000 în camere video, în lumini, în infrastructură, în oameni. Că acum, noi suntem o comunitate în România, trebuie să subliniem și lucrul ăsta, suntem o comunitate de neoprotestanți mică. Sau chiar foarte mică. În București sunt câteva mii de credincioși până în 10.000. E adevărat, fără zonele limitrofe, dar suntem foarte puțini raportat la numărul populației. E, din bazinul ăsta așa de mic, e foarte greu să găsești oameni, lucrători, care să știe să facă meseria asta. Pentru că, da, eu pot să mă duc acasă, să-mi iau un telefon, să-mi înregistrez ceva, o predică și o postez pe Facebook. Da, se poate și lucrul ăsta. Este o modalitate personală. Dar atunci când vrei să ai un material profesional, când vrei luminile să fie într-un anumit fel, studioul să fie într-un anumit fel, să se vadă într-un anumit fel, să ai o burtieră și așa mai departe, lucrurile astea costă. Nu pot fi făcute așa acasă. Da, deci e nevoie în primul rând de, într-adevăr, ca oamenii să înțeleagă importanța media. Și în al doilea rând, dacă o înțeleg și dacă vor să o susțină, trebuie investit și financiar, dar și uman. Da, subscriu la ceea ce spui și încă o dată mă repet, neavând contracte comerciale de publicitate și nemergând pe sfera aceasta a comercialului, noi practic nu suntem pe profit, ci suntem așa, mai mult un ONG care facem o lucrare non-profit și, bineînțeles, știind că avem și o răsplată pe pământ, dar și una în cer, promisă de Mântuitorul, însă e nevoie de aportul fiecăruia dintre noi ca să putem susține lucrarea aceasta să meargă mai departe. Nevoile sunt mari. Și sunt convins că, așa cum spuneam, avem parte de o audiență destul de critică și ai menționat foarte bine aceste aspecte. Noi suntem influențați, fie că vrem sau nu vrem, de mass media laică și acolo lucrurile sunt la un nivel înalt, profi, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere uman. Și când ne apropiem de anumite materiale creștine, le judecăm și le filtrăm tot prin prisma ceea ce am văzut în altă parte. Și cerințele și așteptările sunt mari. Sau aceleași. Sau aceleași, da. Și uneori chiar trebuie să recunoaștem că nu putem să ținem chiar pasul cu evoluția tehnologică și cu toate aceste dezvoltări. Pentru că sunt la costuri foarte mari și aici poate într-un radio se observă mai puțin, dar în TV și într-un studio TV aici lucrurile se observă repede. Dacă nu ai o calitate bună a imaginii, a sunetului, a decorului și a toate cele, imediat ești taxat și judecat și chiar ignorat. Până la urmă nu te mai urmărește nimeni. Cristi, cum crezi că ar trebui să atragem, știu că lucrarea asta avem nevoie de un parteneriat și o spun ca unul care așa de vreo 2 ani și un pic am intrat și eu în lucrarea aceasta văzând nevoia și arătându-mi clar Dumnezeu că este o lucrare importantă și că mă pregătește pentru asta. Consider că în primul rând avem nevoie de ajutorul divin, ajutorul Domnului, de un parteneriat cu Dumnezeu. Fără El nu putem să facem nimic bun și cu atât mai mult nu putem să transmitem mesajul Evangheliei și dăm slavă Domnului că trăim într-un context în țara noastră în care libertatea de exprimare și comunicarea, toate acestea sunt permise, nu suntem taxați, nu suntem încă cenzurați. Și ar trebui să profităm de lucrul acesta la maxim, aș zice eu. Dar e nevoie și de un parteneriat uman, un parteneriat cu bisericile, cu credincioșii. Și aici cred eu că trebuie lucrat mai mult, trebuie
îmbunătățită relația, pentru că noi nu facem materiale să ne auzim noi pe noi sau să ne dăm noi marși sau să devenim VIP-uri sau așa mai departe. Doamne ferește, nu cred că ăsta este scopul și din contră, așa cum ai spus, este acela de a transmite Evanghelia și valorile împărăției lui Dumnezeu. Dar, fără un parteneriat cu Dumnezeu și cu bisericile locale, cu credincioșii, când biserici locale vorbim de credincioși, oameni născuți din nou, oameni care au înțeles chemarea lui Dumnezeu la slujire, au parte de mântuire, nu cred că vom putea să facem pași considerabili. Cum vezi tu lucrul acesta, parteneriatul acesta, ca unul care așa coordonezi o stație de radio? Știu că lucrurile nu sunt așa de ușor de gestionat la nivel managerial. Aș vrea să încep tot cu o informație, să răspund la întrebare, tot cu o informație publică. Un radio comercial din București, din România, pe în decursul unui an are un profit, deci fără cheltuieli, da, profit ce-i rămâne, are un profit de vreo 4 milioane de euro. Cam atât câștigă un radio. Raportat la suma asta, există cheltuieli. Salarii, aparatură, antene, 50 de antene, curent, gaz, etc., etc. Ca ei să scoată 4 milioane de euro, trebuie să investească. Investiția, de exemplu, la unul dintre radiouri inițială a fost, cred că, în anul 2000, undeva la, cred că, 4 sau 5 milioane de dolari. Deci, eu nici nu pot să mă gândesc la sumele astea, că sunt colosale, nu-mi dau seama ce înseamnă. Dar, fără a investi financiar într-o astfel de lucrare media, nu poți să dai randament. Și ai subliniat foarte, foarte bine. Toți suntem obișnuiți să ne uităm la televizor, la posturile astea care au audiențe și care au profituri uriașe și ne place ce vedem acolo, pentru că arată foarte bine, totul e foarte clar, vorbesc foarte bine și așa mai departe. Problema este cu ceea ce spun, că fiecare trust, și mă întorc la prima ta întrebare, fiecare trust deservește interesul politic unuia sau altuia. În politică știi, editorială. Exact. Și știm foarte bine că televiziunile urcă sau coboară politicieni sau îi pun sau îi dau jos. Deci există și o forță din punctul ăsta, nu numai financiar, și din punctul acesta de vedere. Ei, problema este că noi nu ne putem încrede ca și oameni născuți din nou. Noi nu ne putem încrede în ceea ce spun oamenii ăștia întru totul. Eu nu zic că ei mint, dar deontologic sau profesional sau gazetar jurnalistic, ei nu fac jurnalistică. Pentru că, dau un exemplu, fac o paranteză. Noi dacă vorbim, de exemplu, despre un subiect sensibil, între noi, noi nu ar trebui să insinuăm sau să sugerăm celui care ne ascultă, celui care ne urmărește, soluția. Noi trebuie să, jurnalistic, așa e corect. Fii imparțial. Imparțial și atunci o să-i dau toate variantele. Uite, asta e varianta, asta e varianta. Face cineva lucrul ăsta în România? Nu. Și nici nu o să-l facă vreodată. Bun. Deci, revin. O astfel de instituție sau un astfel de parteneriat costă. Și acum revin la numărul, eu mă refer la București. În alte părți lucrurile stau mai bine, din fericire, dar repet, în București există o comunitate destul de mică de credincioși. Și la ce mă refer? La numărul populației din București, că suntem peste 2 milioane, nu știu exact cât, dar la 2 milioane, 3, jumate, 4. Probabil cu cei care vin din afară ne apropiem. Deci la 3-4 milioane să ai 8.000 de credincioși este 8-10.000 este infinit. Deci ne raportăm la numărul acesta. Ei, acum mergem puțin mai adânc. Din cei 8.000 de credincioși, baptiștii sunt... Nu, hai să-i luăm. Creștinii pe Evanghelie sunt puținei, baptiștii sunt un pic mai mulți și penticostalii cei mai mulți. Da? Ei, noi deja suntem împărțiți în trei. Și
Dacă nu reușim, ăsta e un lucru, un nou fal meu pe care nu știu dacă se va putea vreodată împlini supărarea sau, mă rog, dorința asta mea de a lăsa lucrurile la o parte și a ne uni forțele și a merge exact cum am început emisiunea aceasta, de a împlini dorința fiecăruia, de a împlini porunca Domnului Iisus Hristos de a transmite Evanghelia. Ăsta e cel mai bun și cel mai frumos scop și cel mai nobil. Și eu subliniez, eu nu vreau să vin aici să înregistrez, să mă uit la camera asta, că poate am alte lucruri de făcut. Nu vreau să mă vadă nici mama, tata nu mai e, nici soția, nici nimeni. Fac lucrul ăsta și o spun cu toată sinceritatea și cred că tu o știi mai bine, că nu are cine să-l facă. Nu are cine să vină să spună un lucru și să poată să fie, din punctul ăsta de vedere, al media și să poată fi difuzat. Deci, suntem puțini, necesitățile, nevoile sunt foarte mari și dacă ne divizăm, nu vom putea face niciodată ceva mai mult, ceva mai profesional, ceva care să se apropie cât de cât de standardele acestor televiziuni. Deci, soluția este, Domnul Iisus, când a stat de vorbă cu ucenicii și au spus să fiți cum? Una. Ar trebui și noi să fim una, măcar în scopul acesta. Sigur, există diferențieri de doctrină. Unii cred așa, unii așa, unii așa, dar în scopul acesta, nu cred că există vreun cult neoprotestant care să nu aibă, să nu împlinească sau să nu dorească să împlinească această poruncă a Domnului Iisus. Și atunci trebuie lăsate toate celelalte lucruri și cumva, cel puțin la nivelul Bucureștiului, unde avem o mare, mare problemă, suntem o verigă foarte slabă la nivelul țării. Mă refer ca ceea ce se întâmplă în țară. Adică avem resurse aici, doctori, avem teologi, avem pastori, avem oameni care pregătiți, care pot spune ceva. Și merg mai departe, noi cumva nici nu putem ieși din anonimatul în care suntem. Că au auzit de Radio Vocea Evangheliei, de exemplu, n-au auzit foarte mulți laici, oameni din lume. Dar de ce n-au auzit? Pentru că nici noi nu putem să facem cumva să mergem spre ei. Uite, de exemplu, mi-am adus aminte de un frate care a mers în Statele Unite și spune: măi, eu când cobor din avion, mă urc în mașină, eu ascult imediat un radio. El ascultă un radio creștin. Acolo majoritar sunt baptiști și creștinismul pe care îl practicăm noi, e adevărat, cu minusurile lui și în Statele Unite nu mai e același lucru, dar pe un post public de radio ascultă o dezbatere despre, dar din perspectivă biblică, despre aderăm, e un subiect actual, la Schengen. Care sunt avantajele sau dezavantajele? Haideți să vedem și din perspectivă biblică să discutăm acest subiect. Am dat doar ca exemplu, da? Dar trebuie să ai, unu, oameni pregătiți în acest domeniu și avem. Apoi, dacă ai oamenii aceștia, să le pui la dispoziție o platformă, cum este aici, și știm că fratele Cătălin duce cu Domnul împreună greul ăsta aici, să poate să fie filmat, să poate să fie editat. Sunt băieții care nici ei nu sunt remunerați probabil pe măsura a ceea ce fac și așa mai departe. La nivelul pieței media. La nivelul pieței media, da? Deci sunt făcute niște eforturi de fiecare dintre noi și eu fac un astfel de efort ca să susțin o lucrare, dar fără ajutorul comunității, fără a lăsa deoparte orice, nu știu, hai să nu-l numesc orgoliu, orice ne poate separa, haide să ne unim în scopul acesta de a vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos și de a fi relevanți în mediul acesta online și, de ce nu, și în celelalte. Iată, există Credo TV, care are o audiență, există Alfa Omega TV, care de altfel, dar în București nu s-a pornit și nu s-a dezvoltat, din nefericire, o astfel de platformă. Și cred că, din punctul meu de vedere, ca să răspund așa pe scurt la întrebare, este că ar trebui să ne dăm mână cu mână, cum spune și românul, și să putem să creștem, ea nu poate să apară din senin. Încă o dată, dintr-o comunitate, noi la radio știi bine, căutăm oameni de nu știu cât timp să vină să lucreze. E adevărat că nu avem salariile pe care le pot oferi cei din lume, dar nu sunt. Și dacă nu ai oamenii ăștia, trebuie să îi identifici, trebuie să-i crești și apoi să poți să-i și remunerezi. De ce spun asta? Pentru că, gândiți-vă puțin,
De exemplu, mă iau tot de exemplul apostolului Pavel, făcea corturi, da? Și a spus, eu vreau să mă dau exemplu, dar cine nu face corturi și se dedică întru totul lucrării Domnului nu este ceva rău. Ei, un frate, un bărbat care are casă, are 4 copii acasă, da? Și este în câmpul Evangheliei, vine și lucrează la Radio Vocea Evangheliei București, poate să stea pe 1400 de lei? Întreb. Și încă o dată, soția trebuie să stea să vadă de copii, nu? Că-s 4. Trebuie să-i ducă cineva la școală, trebuie să-i aducă, trebuie să-i spele. Nu are cum. Nu are cum. Și atunci, tu ca să susții omul ăla, să-l ții, să crească și să-ți aducă un plus valoare pe, la radio sau pe internet, sau, trebuie să-l remunerezi. Altfel nu se poate. Absolut. Sunt de acord cu tine. Subscriu la ceea ce ai zis. Eu aici mai observ o nuanță. S-a discreditat mult, așa cum spuneam, în ultimii ani și în mediul evanghelic profesia sau cariera de jurnalist a fost anatemizată sub toate, în toate formele. Oful meu și durerea mea este, nu știu cum vom reuși, măcar de a-mi inspira tânăra generație prin bisericile noastre și părinții lor să îi încurajăm să urmeze niște facultăți de jurnalism, de comunicare, dar în același timp să le și asigurăm un viitor. În sensul că, da, uite, mergi 3 ani, 5 ani, studiezi jurnalismul, licență, masterat, poate și doctorat, de ce nu, și să ai și un câmp al muncii asigurat. Radio Vocea Evangheliei, Prodocensul, dăm câteva nume, măcar dacă da, sunt niște platforme care vrem să fie cunoscute. Pentru că eu văd aici o nevoie foarte mare. Eu de profesie nu sunt jurnalist, nici tu. Nici eu. Am fost asimilați așa și de nevoie am intrat în lucrarea aceasta. E adevărat că sunt niște experiențe și pregătiri care ne ajută în domeniu, sunt complementare, dar ce-ar fi, așa cum spuneai, dacă am avea oameni pregătiți 100% doar în direcția jurnalismului, ar fi altceva. Și apoi, ca să completez la ce spuneai, durerea mea iarăși este că, neavând bugete, televiziunile, radiourile laice, publice, au bugete pentru promovare, pentru marketing. Spuneai, Reveu nu e așa cunoscut în mediul neevanghelic, da, în București și Ilfov. Și dacă ai vrea să-l faci, că ai cunoscut, ai nevoie de bani ca să poți să faci niște campanii de marketing, să poți să-l promovezi, dar ceea ce s-ar putea face fără bani și nu o facem este că nici noi creștini evanghelici nu-l promovăm, nu știu, pe rețelele noastre de socializare, pe paginile noastre de Facebook, de Instagram, de TikTok, acum e la modă TikTok-ul. Măcar, știu, nu toate materialele sunt de nota 10, excelente, dar măcar unele din ele merită aduse în fața publicului larg. Și cred eu, măcar din gură în gură, s-ar duce vestea și lucrarea media mult mai departe. Dar eu asta nu înțeleg. De ce noi, creștini evanghelici, nu susținem nici financiar, nici spiritual, prin rugăciune, unii zic, dar nici măcar, nu știu, prin marketing, prin promovarea aceasta în online, că nu ne costă nimic să share-uim, să distribuim un material. Cred că e o unealtă foarte bună, așa cum am început emisiunea noastră, sunt oameni care n-ar intra și poate nu vor intra niciodată în vreo biserică evanghelică. Eu am avut un vecin la socrii mei care îmi urmărea toate materialele de pe pagina mea de Facebook, fie de la radio, fie de la TV, fie ce am mai făcut, filmări. Omul acesta a plecat în veșnicie, nu știu, dar am avut discuții așa frumoase cu el și eu cred că în viața unui om cuvântul poate lucra, poate transforma. Omul ăsta n-a intrat în biserică de fel, dar stând acasă, cum spunea, în mediul lui, neobservându-l nimeni, poate să mediteze la Evanghelie, la cuvântul Domnului și Dumnezeu poate lucra în fel și chip. De asta cred că trebuie să ne facem datoria și să fie un instrument
de evangelizare, de ucenicizare, de creștere spirituală. Avem atât de mulți frazdei noștri care s-au pierdut, de care nu mai știe nimeni de ei, din bisericile evanghelice. Ce ar fi dacă oamenii ăștia, poate, nu știu, de rușine nu mai intră într-o biserică până nu-și rezolvă problema, dar să se bucură de niște materiale de calitate, fie la radio, fie pe internet, fie pe o platformă media în care să îi ajute să-și refacă relația cu Dumnezeu, să apropie din nou de Dumnezeu. Eu așa văd cel puțin lucrurile, că poți intra acolo unde în mod fizic nu poți să intri. Și aici aș vrea să ajungem un pic și la partea de nevoi, Cristi, pentru că asta e cea mai dureroasă dintre toate. Și cumva, pentru cei care ne ascultă, să prezinți așa modul în care pot fi parteneri în lucrarea RVE, lucrarea media creștină, modul în care pot ajuta de la distanță. Poate că nici nu-i nevoie să îi cunoaștem vreodată în mod personal. Sigur nu-i nevoie, Domnul îi știe și va ști, dar fără aportul lor și fără aportul uman, lucrarea aceasta, deși e susținută de Dumnezeu și în El ne încredem și de la El vin toate resursele, trebuie să existe încă o dată, spun, parteneriatul acesta divino-uman. Încep printr-un exemplu, să răspund la întrebarea ta. Sau, mă rog, nu la întrebare, să continui ceea ce tu ai, să dezvolți ceea ce tu ai început. M-a sunat un frate la un moment dat și a zis: frate Matei, vreau să dau și eu niște bani la RVE. După voce mi-am dat seama că era în vârstă. Zice, dar nu știu cum să fac, cum să ajung. În fine, a ajuns fratele, a dat o sumă importantă de bani. Nu foarte mulți bani, dar pentru RVE importantă. Apoi m-a sunat și mi-a spus: ați primit banii? Da, frate, i-am primit și vă mulțumim în numele Domnului. Și spune, acum vreau să vă spun de ce am dat banii ăștia. Și zic, de ce i-ați dat? Mi-a murit soția anul trecut, da, și eu am primit de la Domnul următorul mesaj. Investește pe pământ ca să poți să fii bine în cer. Și eu vreau să investesc în Radio Vocea Evangheliei București pentru a beneficia de cununile din cer. Slavă Domnului. De ce am subliniat, de ce am făcut, am spus această ilustrație care este adevărată și fratele este în viață, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Dacă eu am preluat RVE-ul, mă rog, în două etape, dar acum din 2020 februarie, iată, se fac aproape 3 ani de zile. Dacă nu l-aș fi cunoscut pe fratele director anterior, aș fi spus că am eu ceva probleme. Nu știu, ori cu înfățișarea, ori cu inteligența, ori cu implicarea în fundraising, cum îi zicem. Da, să faci, de fonduri. Așa, să faci rost de bani. Dar fratele acesta scump pe care îl cunosc și întâmplător suntem și din aceeași biserică, avea fix aceeași problemă. Din anul 2008, de când l-am întâlnit eu prima oară, și până în 2020, până am preluat, lucrurile nu s-au schimbat. Din 2020 până acum, lucrurile nu s-au schimbat. Sunt, nu poate în același stadiu, dar asemănător. Ce se întâmplă? Personal, eu am nevoie de niște răspunsuri ca să pot să merg mai departe. Fără un răspuns, sunt undeva, ca pe o mare, plutesc și am nevoie de ceva stabil. Eu cred că, în ceea ce privește Radio Vocea Evangheliei, interesul pentru această platformă media este unul destul de scăzut. Există o mână de oameni care chiar cred în lucrarea aceasta și investesc financiar și spiritual. Mie mi-este teamă și îți mărturisesc cu toată sinceritatea că, sau mi-este teamă să nu fim doar noi doi, cel puțin cei de aici și câțiva care mai încercăm să facem lucrurile astea din punct de vedere media, să fim doar noi cei interesați, iar ceilalți să nu fie. Asta că e cea mai mare a mea temere. Și da, Doamne, cred că ferește, da. Și noi trebuie să venim cumva mai des înaintea fraților și la biserici, dar și prin intermediul acesta online și să explicăm mai în detaliu că un radio nu funcționează cu un singur om, deși noi suntem full-time angajați la Radio Vocea Evangheliei București 2.
tu ești, și tu ești angajat, dar part-time, pe o bucată, pentru că, încă o dată, exact, nu sigur. Poți să stai cu salariul de la Radio Vocea Evangheliei având și trei copilași. Nu mai am timp. Domnul să-i binecuvânteze. Nu se poate, nu avem cum, da? Ei, ca să faci emisiuni mai multe, nu zic de calitate și așa mai departe, trebuie să ai oameni. Ca să ai oameni, trebuie să ai bani. Ca să ai bani, revenim la publicitatea despre care vorbeam. Eu nu pot să fac publicitate și deși mi este interzis prin statut, adică asociația, adunarea generală a acționarilor au un statut al RVE, să nu putem da, e normal, reclamă la băuturi alcoolice, la țigări, da, la nu știu ce, la nu știu ce. Îți dau un exemplu, ne-au sunat la un moment dat din Polonia unii de nu mai conteneau, continuu, vrem să facem la voi reclamă, băgăm nu știu ce buget. Și la ce voiau? La nu medicamente de astea naturiste, de să te ajute, să nu știu, să nu te mai doară spatele, să și așa mai departe. Și nu am făcut reclamă la acele pilule, pastile, ce ori fi fost ele. De ce? Pentru că eu n-am încredere că omul ăla ce vinde, ce zice el în publicitatea de acolo, are și efect. Și atunci eu sunt extrem de strâns sau limitat. De constrâns, limitat să fac publicitate. Pot să fac, dau exemplu la un suc de ăsta, celebru, cunoscut, da? Da, pot să zic beți sucul ăla când eu știu că ăla are o cană de zahăr în fiecare cană de băut, iar nu se potrivește cu Sfânta Scriptură. Ei, fiind atât de limitați, suntem dependenți de mila, în primul rând, a Domnului și slavă Lui că El poartă de grijă. Și iată, Radio Vocea Evangheliei funcționează din 1992. Sunt 30 și ceva de ani. La se Domnului, fac 30 da. Și ceva de ani de când funcționează. Nu se va închide. Dar ca să putem face lucruri mai bune, de calitate, profesionale și noi inclusiv să ne dezvoltăm, că încă o dată și tu vii din mediul pastoral, teologic, eu vin din mediul muzical, mă rog, e paralel cu paralel. Am activat într-adevăr în mediul acesta al radioului și am căpătat o anumită experiență, dar nici eu nu sunt experimentat atât cât ar trebui ca să fac lucrurile și mai bine. Deci, revin. Eu mulțumesc în numele Domnului Iisus că există persoane care susțin Radio Vocea Evangheliei și încă o dată nu sunt puțini și unii chiar din puținul lor dau acești bani ca să meargă mai departe. Dar dacă mulți dintre cei care ne ascultă acum ar înțelege mai bine că este o necesitate, adică haideți să privim puțin și cu un pas înainte al lucrurilor. Păi nu vă supărați, dar ușor, ușor. Și nu intru în escatologie. Nu o să mai folosim cash-ul. O să fie totul cu telefonul mobil. Tot. Da. Toate lucrurile o să se întâmple online. Atunci n-ar trebui și noi să ne gândim că dacă ele se vorbește de metavers, că se fac alu ăsta cu Facebook-ul, că o să se facă biserici acolo, că o să se întâlnească acolo. Acum nouă ni se pare ceva ciudat. Dar eu știu ce va fi peste 10 ani dacă nu cumva va deveni o chestie obișnuită, acel lucru. E, și de asta vreau să spun că trebuie să fim cu un pas înainte și să cei care, cumva mă adresez lor, cei care nu au încredere în această platformă, să pună înaintea Domnului, să se roage, Doamne, să susțin acea lucrare. Să mă rog pentru acea lucrare și cea mai mare nevoie, asta este, dincolo de cea financiară, este de rugăciune. Pentru că există o luptă spirituală ca acest cuvânt minunat să nu ajungă la oameni și cel rău face totul posibil ca să oprească. Fie pe mine să mă dau la o parte să mă descurajeze, nu te mai duci acolo, că oricum te duci degeaba, fie pe tine lovit și de acolo și de acolo și de acolo și așa mai departe. Deci este o luptă spirituală, dar fără susținerea financiară, fără a înțelege că Radio Vocea Evangheliei nu este o organizație pe profit, este non-profit. Noi nu putem produce bani, că nu avem cu ce, nu facem șuruburi. Nu putem să facem nici reclame la celelalte lucruri, că nu e deontologic din punctul nostru de vedere. Și atunci singura resursă rămân oamenii, frații și oamenii din lume. Să știți că sunt și din lume care susțin Radio Vocea Evangheliei. Slavă Domnului, chiar o veste extraordinară. Nu știam lucrul ăsta. Își vor aduna și ei o comoară în cer, Domnul să-i mântuiască întâi, în primul rând. Și așa să fie. Vor avea parte de o comoară dincolo.
Chiar vorbeai, timpul s-a dus de dezvoltare. Mă gândeam, nici nu poți să mai vorbești de dezvoltare, de noi emisiuni, de noi direcții, de pregătirea unei echipe, de lucrurile se mișcă cu o viteză așa de mare încât trebuie să te adaptezi din mers. Și lucrurile astea se fac tot așa cu susținere financiară, cu să faci anumite traininguri, să schimbi echipamente, să schimbi decorul și toate cele, adică să îmbunătățești semnalul, antenele sau, uite, de ceva, ziceai, ani de zile nu am reușit să mărim spațiul de emisie. Tot din la 6 ore am rămas în București. Deci sunt nevoi foarte mari. Fie ca Dumnezeu să îți dea și să ne dea putere, Mami, să continuăm slujirea așa care, cea care ne-a încredințat-o El, în primul rând, și frații care ne-au susținut și ne susțin. Mulțumim lui și comunităților de credincioși din București, cele 3 culte care sunt în acest conglomerat fost Alianța Evanghelică. Însă, cred, Cristi, că e nevoie să mai facem astfel de materiale în perioada imediat următoare, așa măcar ca titlu informativ sau cel puțin ca dări de seamă sau, nu știu, strict informaționale, provocatoare, pentru că avem nevoie să ne cunoască oamenii, să cunoască lucrarea și în același timp să se poată convinge că este lucrarea Domnului. Așa este. Și putem chiar dezvolta cu cifre. Adică la Reveie București, de exemplu, de 3 ani de zile, sigur, a fost și o problemă financiară. Am preluat cu câteva mii de lei în cont. Atâta au mai rămas la momentul respectiv. Dar și în acest moment ne gândim la cum să susținem salariile. Ceea ce nu poate fi vorba despre dezvoltare. Încă o dată, poate că și eu de multe ori îmi pun întrebarea, nu cumva sunt eu de vină, nu cumva am eu o problemă, nu cumva nu știu eu să fac lucrul ăsta mai bine și eu îmi pun problemele astea. Eu confirm că nu. Dar Dumnezeu știe, fără ajutorul celor care ne urmăresc, fără implicarea lor spirituală, financiară și emoțională, da, de ce nu? Adică să cumva să... Eu cred că la baza acestei intenții de a susține platforma media trebuie să fie exact textul pe care l-am început. Mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Este cea mai bună și cea mai facilă și utilă modalitate de a vesti Evanghelia. Dacă nu... Cei care ne urmăresc, ne ascultă, nu înțeleg, sau mă rog, nu că nu înțeleg, că lucrurile sunt foarte simple, dar nu vor să împlinească această poruncă prin media, atunci vor avea toate aceste platforme de suferit. Dar, încă o dată, dacă privești cu un pas înainte, e imposibil să nu-ți dai seama că internetul va deveni mai mult decât este acum. Vor fi mai multe lucruri pe care le vom face doar pe internet. Și nu spun lucrul ăsta că nu sunt un fan, să zic așa, sau un susținător al statului acasă în fața televizorului la biserică. În niciun caz. Dar la oamenii care nu vin la biserică, cei care nu sunt din mediul evanghelic, este cea mai bună modalitate. Numai că, așa cum ai spus și închei cu asta, așa cum ai spus, dacă eu mă uit la un post de televiziune de știri, da, național, și văd acolo o imagine, văd acolo că fata aia are o dicție, are o prezență, are... Și după aia vine cineva cu un film de ăsta de pe YouTube, unde nu e înregistrat nici calitativ, vorbește și românește greșit sau stâlcit și așa mai departe. Omul ăla din lume imediat va observa aceste minusuri și îl va da la o parte. Categoric. Cristi, îți mulțumim pentru prezența în emisiune. Te mai așteptăm și așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni. Eu cred că și asta e o minune, faptul că ai rezistat și a rezistat radio atâția ani. Ne-am dorit, sigur, să fie și mai bine decât a fost, însă încrederea noastră este în Domnul, că El este acela care are toate resursele, El poate mișca inimile fraților care au banii tot de la El ca să poată susține și, bineînțeles, avem nevoie, așa cum ai spus, de suportul, sprijinul spiritual
e o luptă foarte mare aici, e o bătălie și chiar avem nevoie de protecția Domnului. Da, așa este. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi, Provocări și perspective actuale. L-am avut împreună cu noi pe fratele Cristian Matei, director la Radio Vocea Evangheliei București, colegi în lucrare, în aceeași echipă. Ne rugăm ca Domnul să ne dea mai departe călăuzirea sa, putere de sus, binecuvântare. Vă mulțumim tuturor acelora care sprijiniți această lucrare. Vă încurajăm să spuneți și altora despre ea, să-i provocați și pe alții, să ne căutați, să ne consultați. Chiar poate fi găsit, Cristi poate fi disponibil pentru toți aceia care ați vrea să lămuriți anumite aspecte. Vă mulțumim oricum pentru tot sprijinul acordat, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit și de data aceasta. Sunt Daniel Alexandrescu, vă dau întâlnire data viitoare, până atunci fiți binecuvântați!